se aude niciun zgomot, străzile-s goale, pustii. Chiar și școlile sunt închise, bucurie de copii. În loc s-a oprit pământul, trăim vrem ce n-au mai fost. Însă Dumnezeu vechează, toate acestea au un rost. Și nimic din ce se întâmplă nu e fără știrea Lui. Este totul scris în carte, în cuvântul Domnului. Tu creștine să n-ai teamă de ce vezi în jurul tău. Domnul-ți zice, nu te teme, că tu ești copilul meu. Nimic să nu te înspăimânte, nu te ajunge niciun rău. Nu te poate atinge nimeni, Tatăl tău e Dumnezeu. Cel cunosc pe Domnul, prin Iisus sunt ocrotiți. Sânge sfânt îi protejează, de cei răi sunt păziți. Casa de rugăciune, fraților, nu se mai strâng, căci biserica închisă nu se știe până când. Da-i închisă doar clădirea, niște ziduri tare și reci, căci biserica nu va fi închisă în veci. Căci noi ne adunăm în case și avem părtășii cerești. Cu familia împreună, Doamne minunat, Tu ești. Spăl mâinile și fața și casa mi-o curățesc. Dar aș vrea mai mult acum sufletul să mi-l sfințesc. Și cu mâinile curate mă apropii tot mai mult de Domnul. Cămăruță, vocea Lui vreau să o ascult. S-a oprit și alergarea după lucruri pământești. Vreau să stau mai mult cu Tine, vreau să aud când îmi vorbești. Mulțumesc în tot și-n toate, Doamne, Tu ești pacea mea.
și din brațul tău, o Doamne, nimeni nu mă poate lua. Sunt al tău pe totdeauna și așa va fi mereu. Mă cred numai în tine și la bine și la greu. Cu tine sunt siguranță, ocrotit de brațul tău. Tu-mi dai liniște și pace, tu ești al meu Dumnezeu.